Muzeul Etnografic al Transilvaniei găzduiește din 2012 evenimente prilejuite de Zilele Culturii Armene. Într-un an de importanță istorică pentru România, dar și pentru Armenia, emoția a fost parcă și mai puternică. Dansurile tradiționale au însuflețit asistența, iar regizorul Armine Vosganian a prezentat un film care surprinde momente din viața comunităților de armeni. Acest film încă nu și-a găsit titlul, deocamdată îl numim Amintiri din Comunitate, face parte dintr-un proiect mai mare. Noi încercăm să facem episoade cu fiecare oraș din România care are o comunitate armenească. Sunt pentru a doua oară la Cluj, mă bucur că în această zonă a României trăiește și o comunitate armeană. La fel ca prima oară, sunt foarte emoționat să fiu aici. În plus, e o coincidență faptul că, în acest an, noi sărbătorim 100 de ani de la independența Armeniei. Manifestările culturale atrag tot mai mulți oameni dornici să afle informații despre viața și cultura armenilor. De fiecare dată particip alături de noi. Noi deja prin excelență prietenii noștri din comunitatea evreilor din Cluj și din alte comunități. Iar un lucru și mai îmbucurător este faptul că tot mai mulți români, maghiari și de alte etnii sunt interesați de tot ce înseamnă această cultură străveche. Avem practic prima manifestare dedicată unei comunități transilvanene importante care a fost sărbătorită în acest muzeu, care și-a asumat de la înființarea sa prin program reflectarea culturii tuturor comunităților etnice din Transilvania. Ambasadorul Republicii Armenia a vizitat și municipiul Turda, unde a avut o discuție cu primarul Cristian Matei. Excelența sa a fost apoi la Muzeul de Istorie, dar și la Salina Turda.